Bună dimineața tuturor celor care sunteți înscriși la canalul meu de YouTube Crista Rot sau care vizionați canalul meu de YouTube Crista Rot pe YouTube. Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru mesaje. Mă bucur că vă plac videorile mele. Astăzi am să fac o citire nouă cu cărțile de oracol, o citire generală, pentru a vedea care sunt energiile acestui weekend și am să fac în trei variante. Așadar, dacă doriți să aflați care vor fi energiile acestui weekend, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante, roșie, verde sau albă, gândindu-vă la acest weekend și să vedem dacă se vor realiza planurile, dorințele voastre, dacă vor apărea lucruri frumoase, interesante, noi. Să vedem ce se întâmplă. Va fi etalarea cu ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce va fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriza. Haideți să vedem ce pot dezvălui cărțile de oracol, cât de bine vă regăsiți în etalare sau în etalarea aleasă sau de bine rezonați cu aceste energii care apar prin intermediul acestor cărți de oracol al Sibilei. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra roșie. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce va fi în casă, în afara casei, în dragoste, surprize. Wow! Aici poate că e bine să fiți mai prudenți, pentru că poate apărea o viclenie, o ceartă, o intrigă. Poate chiar cineva pe lângă casă sau când sunteți în casa cuiva, în casa unei prietene, îmi pare aici, sau chiar să nu vă certați cu prietena, nu apare o ceartă, un scandal aici, sau o vreme care se schimbă, e ceva, o dușmănie. Poate apărea ceva pe neașteptate, poate știi în cauza unei dușmănii. Unor persoane care sunt dușmănoase. Haideți să vedem ce se întâmplă. Să vedem ceea ce știți voi. Ceea ce știți voi. Știți, într-adevăr, poate unii și că ați trecut printr-o despărțire, printr-o pagubă, printr-un deces, doliu. Ați avut un doliu sau ați avut o despărțire, o pagubă, o schimbare. Poate ați rămas fără un serviciu sau fără o casă. Sau fără o relație, ați avut aici un risc, sau riscul a fost un dezechilibru, nu neapărat că ați rămas fără ceva sau cineva, ci ați avut un dezechilibru pe sănătate, pe casă, poate ceva care s-a stricat, ceva care a apărut așa, un dezechilibru. Poate știind datorită unei neglijențe, a unei situații tratate cu superficialitate sau din cauza unor rivalități, unor rivali, unor adversari. Aici pare că totuși ați avut un dezechilibru, știți. Nu știți că veți avea un succes în dragoste. Poate apărea o nouă relație, dar poate fi și o aventură. Acum depinde și de la caz la caz. Aici pentru unii poate să fie chiar o căsătorie, o cerere în căsătorie, o nouă afacere, un nou contract chiar poate. Dar mai mult pe dragoste văd aici că veți avea. Sau poate să fie și una și alta. Puteți avea și un succes în dragoste. Puteți cunoaște pe cineva care poate nu este singură, acea persoană mai are încă pe cineva sau are în vedere două persoane, și pe voi și pe altcineva, apare o noutate. Pentru alții poate să fie că veți fi în dificultatea alegerii tocmai pentru că ați mai cunoscut pe cineva care vă place, poate să fie și o astfel de situație, iar pentru alții poate să fie pur și simplu că veți fi cerute în căsătorie, apare un eveniment, apare o noutate sau chiar un contract, o casă, vă mutați, sunteți în dificultatea de a, nu știți că veți fi puși în dificultatea de a alege poate unde să vă mutați, veți avea de ales, aveți succes, două succes importante și nu știți pe care să-l alegeți sau veți avea pe două planuri succes. Ce ar trebui să știți că apar niște întârzieri pentru niște situații care voi le așteptați să le rezolvați, o veți supăra puțin din cauza unor obstacoli, din cauza unor întârzieri. Trebuie să căutați niște soluții, veți găsi niște soluții, dar așteptați-vă și la niște
oboseli, întârziere, obstacole sau atenție de la cine așteptați voi sfaturi, de la cine, cui cere sfaturile. Pentru că ori nu știe să vă dea sfaturi bune, ori pot apărea niște neplăceri din cauza unor sfaturi care le... sau aveți nevoie de niște sfaturi bune pentru ca să depășiți o situație. Veți găsi în orice caz sprijin sau soluții. În casă. În casă, într-adevăr, apare o reușită, o dragoste, o... dar apare și o singurătate. Poate să fie un weekend și cu suișul și coborâșul. Poate să aflați și de o amantă. Am zis și aici la... că nu știți că apare o aventură. Poate că aveți de-a face cu un bărbat sau o femeie, de la până la caz la caz, care nu este sinceră cu voi. Mai are pe altcineva sau e mai... mai egoistă poate să fie aici. Văd că veți, sau veți primi și vreo veste în casă, sunteți poate unii dintre voi, sunteți într-o perioadă de tristețe, de doliu, spre exemplu, sau de o pagubă pe care a suferit, o pierdere, poate fi și de servici sau de orice. Dar apar alte șanse în orice caz. Văd că apare pentru unii poate chiar o afacere, un beneficiu, poate o moștenire poate veni, niște daruri pot veni la... pot veni sau o nouă afacere, un nou contract, ceva, o compensație pentru o pierdere, pentru o tristețe, dar poate că în acest weekend veți avea și un motiv de tristețe. Cineva poate vă dezamăgește sau vă întristează, vă vrovește ceva, o să vedem mai departe. În afara casei aveți reușite, niște vești bune, o protecție, niște vești care vin și de la un afacerist aici, dar poate trebuie să tratați mai cu atenție această veste care vine, că ea poate fi... așa, ori sunteți voi, nu aveți încredere, nu mai aveți încredere în persoana iubită, ori aveți de-a face cu un, poate vă întâlniți cu o persoană iubită, cu un bărbat, cu un șef, poate fi aici, o persoană dintr-o instituție a statului, o persoană care poate să vă ajute cu niște bani, cu ceva important să intervină pentru voi, dar poate nu este, nu ține cuvântul sau mai are și pe altcineva sau totuși atenție pe afaceri, că aici văd, poate exista o persoană care nu este de încredere în afaceri, la una vă spune alta face sau are niște interese ascunse, etc. În dragoste, deci da, într-adevăr, va fi un weekend poate și cu gelozie, cu ceva, cu o pierdere, cu o aventură poate fi aici, pot apărea niște lacrimi din cauza unui bărbat gelos. Aici poate fie că e partenerul vostru, fie un alt partener, fie cineva care vrea cu voi o aventură și pentru că nu poate, că nu-i dați atenție, vă poate crea oarecare neplăceri, dificultăți, vă enervează, vă stresează, vă face vreo pagubă ceva, se răzbună într-un fel posibil. Acum aici depinde de caz la caz, poate să fie, mai fie de un fost partener sau actual sau... pur și simplu o persoană care voi nu aveți nicio treabă cu aceasta, acest bărbat gelos poate să vă aducă pierderi de bani sau lacrimi, pentru că are o răutate, are o răzbunare, are ceva, da, care vrea să l-apucă nervii, să zic așa, pentru că nu iese această aventură, că aici apare o speranță, sau poate sunteți voi care sperați să vă împăcați cu un bărbat de care v-aș certa, de care v-ați despărțit. Posibil, pentru unii se apare, pentru că am zis că și aici, da, nu știți că veți avea aici o dificultate de a alege un succes amoros, poate vă îndepliniți dorința, vă împăcați, este o nouă șansă, dar poate să vă și întristeze această persoană, pentru că nu se va schimba sau... nu e sinceră sau e gelos, e geloasă, aici depinde la caz. Mai văd că mai aveți în dragoste și niște întâlniri, poate cu niște prieteni, cu familia, conversații, vă veți bucura de ceva în orice caz. Deci, din punct de vedere sufletește, vă veți bucura cu niște întâlniri care le veți avea în acest weekend sau discuții care vor fi, fie direct, fie prin telefon sau pe alte mijloace de comunicare. În schimb, la surpriza aici să fiți atenți poate pe socializare și, într-adevăr, pe trădare. Posibil să fie și niște lucruri malefice care vin de la drum. Vrăji, farmece, nu știu, cineva care vă gândește negativ. Văd aici o singurătate. Ori aveți de-a face cu persoane certate cu legea, care fac drumuri, călătorii, vin și atenție așadar pe hoții, atenție pe înșelătorii, poate în afara casei, poate legat de casă. Pentru că am zis că și în casă aveți o tristețe, o pagubă, ceva. Deci poate atenție și deja unii știți deja, ați trecut printr-o pagubă, ați trecut printr-o neplăcere din cauza unei neglijențe sau din cauza unor rivalități, din cauza unor imprudențe, unor riscuri sau aveți risc pe casă, știți că ați avut niște riscuri legate de casă.
Și văd că pot mai continua aici și pe surpriză niște riscuri, niște pagube, niște falsități, o schimbare pentru drumuri, de planuri. Orică nu mai faceți niște drumuri, orică trebuie să faceți niște drumuri. Aici depinde, dar în orice caz trebuie să fiți prudenți, că aici poate afecta poate chiar și sănătatea, niște intrigi, niște înșelătorii, e ceva care vi se ascunde, sau aveți de-a face cu persoane care sunt ascunse, malefice, negative, certate cu legea, au probleme, sau chiar aflați de cineva care va avea probleme cu legea în acest weekend, poate fi cineva de la drum. Cam asta e ce văd pentru prima variantă. Haideți să vedem și la varianta cu piatra verde. Să vedem cei care v-ați ales varianta cu piatra verde, la ce vă puteți aștepta. Haideți să vedem. Am pus această culoare, am pus o mică față de masă peste masa mea, pe care eu de obicei mai fac etalări. Am pus această față de masă un pic mai colorată, așa, mai veselă, în culori mai vesele, ca să mai însemineze ziua, energiile, să zic așa, pentru cei care aveți nevoie de mai multă veselie, de mai multă pozitivitate. Haideți să vedem ce se grăbește la voi. Un noroc. Vai, ce frumos, o punem aici deoparte. Se grăbește un noroc la voi, o ocazie favorabilă, ceva pe neașteptat, un succes, da? Deci vi se îndeplinesc niște dorințe, aveți ocazie favorabilă să vă îndepliniți dorințele, planurile, să vă iasă treburile așa cum vă doriți voi, sau apar oportunități neașteptate de câștiguri, de ceva nou. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, în dragoste, surprize. Haideți să vedem cei care v-ați ales piatra verde. Ce energii sunt? Și la voi acest pisic. Deci e posibil să fie vorba de energii. Energii care sunt așa în aer, plutesc. Hoții, poate, înșelătorii, persoane nesincere, poate chiar în dragoste. Niște rivalități pot fi, sau cineva care minte, înșală, sau trebuie să fiți voi mai șireți, mai prudenți. Să nu vă spuneți toate planurile tuturor, pentru că posibil să apară cineva care să vă să încerce să vă păcălească. Haideți să vedem ce știți. Voi știți, da. Și voi știți că sunteți o persoană prietenoasă, o persoană sinceră, sau aveți o bună prietenă care trece printr-o singurătate, printr-o despărțire, poate și din cauza are un bărbat gelos sau din cauza unei gelozii, sau știți că voi aveți niște gelozii, aveți niște intrigi, niște invidii și aveți această stare de tristețe din cauza aceasta, din cauza unui bărbat gelos, invidios, care poate avea legătură cu voi, poate nu, poate fi cineva care vă invidiază și vă gelozește, poate fi un bărbat care poate are dușman pe voi, aveți un dușman care e și gelos, poate că vrea cu voi și o relație, are așa, sau poate că e vorba despre actualul partener care v-a făcut să și suferiți, v-ați despărțit, v-ați împăcat, v-ați despărțit, așa apare o situație. Sau mai știți o prietenă care trece pentru o singurătate, pentru un divorț, pentru o despărțire și are niște probleme din cauza unui bărbat gelos. Posibil și acest lucru știți. Ceea ce nu știți, nu știți că veți avea un succes, o afacere, un reușită, dar trebuie să fiți prudenți pentru că aveți o femeie și un bărbat care vă urmăresc afacerile. O femeie foarte geloasă și invidioasă care vă scoate vorbe pentru această reușită în dragoste, sau poate să fie de vorba de o femeie geloasă și invidioasă, femeie care are copii, poate, pentru că voi aveți un reușită, un succes cu un afacerist, cu o persoană care totuși nu e nici aceasta prea sinceră, dar vă poate aduce un succes în afaceri, vă poate aduce bani, câștiguri, sau pentru că sunteți voi afaceriști, posibil o persoană care nu aveți încredere în oricine, dar aveți afaceri, faceți afaceri, aveți câștiguri. Sau mai puteți avea aici, nu știți că veți avea poate un serviciu, un nou serviciu, aveți un succes amoros, aveți niște beneficii, poate, niște câștiguri imobiliare, financiare, dar aveți și o femeie foarte geloasă sau e nevoie ca voi să vă zbateți pentru a vă realiza dorințele, dar veți avea succes. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Aflați de o veste, primiți o veste, poate de o pierdere.
de pierderea cuiva, a unor prieteni, a unor bani, a ceva, atenție că aici puteți pierde ceva, vă poate veni o scrisoare, ceva care să vă întristeze, sau aflați de cineva care are probleme cu legea, posibil și acest lucru. Ce veți avea în casă? În casă pare că voi sunteți poate într-o tristețe, într-o singurătate, într-un doliu, într-o despărțire, dar veți avea succes. Gândiți pozitiv că poate apărea reușită, poate apărea o stabilitate, poate apărea o siguranță. Vă trebuie vouă mai multă, poate, încredere în voi. Aici văd multe și energii masculine și feminine. Poate aveți de-a face și cu niște persoane petrecărețe, pe jur, aveți vreun eveniment, ceva, poate unii dintre voi, și vă va întrista ceva la un moment dat, dar până la urmă se rezolvă cu bine. Poate că vă veți bucura, poate aveți, vă dezamăgește cineva, poate că petrece prea mult, consumă în plus un pahar sau zice ceva, sau o veste tristă pe care o veți afla, sau pentru că sunteți singuri, știți, în casă. Ce veți avea în afara casă? Ei, în afara casă, într-adevăr, voi în afara casă puteți avea niște câștiguri, niște daruri, poate vă duceți la muncă sau aveți o prietenie care va, o prietenă care vă ajută cu niște daruri. Dar trebuie să fiți prudenți că aveți și o dușmănie. Aveți și bârfe, persoane care, pentru că poate voi, pentru că sunteți o persoană mândră, orgolioasă, poate, sau veți stârni așadar niște gelozii, niște invidii, sau aveți a face cu o femeie care e foarte mândră, foarte orgolioasă și e invidioasă pe voi, pe câștigurile voastre. Da, aici puteți avea așa în afara casei, poate puțină mai multă atenție, pentru că puteți avea niște intrigi, niște discuții contradictoriu sau, da, mai puțin plăcute. În dragoste, în schimb, aici vă trebuie multă credință, multă... Aveți nevoie să vă duceți poate la preot, pentru că voi poate chiar aveți niște vrăși farmece făcute, sau aveți dușmani, dușmani mari, care nu vă lasă să aveți succes în dragoste, sau dușmanul poate să fie chiar partenerul, fostul partener, sau cineva care vroia cu voi poate ceva, vrea să vă facă o pagubă. Aici poate să fie și prin oameni de lege vrea să vă facă cineva o pagubă, printr-o înșelătorie, printr-un scandal, prin ceva vrea să vă aducă într-o pagubă. Aveți rivalități aici, oamenii, chiar cu, poate chiar cineva cu funcție pentru unii poate să fie în dragoste. Depinde de la caz la caz, în orice caz, poate aveți nevoie să apelați voi la oameni cu funcție pentru această dușmănie, pentru acest scandal, pentru sunteți într-un risc să vă dea foc, să vă facă scandal, să aveți o pagubă. Mare atenție, poate, pentru cu anturajul sau cu... în afara casei sau chiar în casă, aici poate fi pagubă, aici depinde de la caz la caz, deci în dragoste, pare că nu aveți prieteni voi, că am zis, parcă și aici aveți și în casă partea aceasta de singurătate, da, care pare și aici, la, nu, ar trebui să știți că și aici parcă pierdeți niște prieteni, aveți niște dușmani, vă pot veni niște vești proaste, așadar poate trebuie să fiți mai atenți, atente cu cine aveți în preajmă sau cine, ce provocare apare în acest weekend, orică se strică ceva pe neașteptate, apare așa o ceartă în dragoste, ori în vreun doliu, ori ceva, apare un dezastru, dar pare că vine și din partea unei dușmănii. E cineva care lucrează împotriva voastră sau poate sunt energiile care sunt așa false, sunt oculte, sunt e magie neagră care plutește în aer, în zona în care sunteți, în locul în care sunteți, știți cum e, calci în loc spurcat sau nu e neapărat că are cineva neapărat ceva cu voi, dar pentru că tu calci într-un loc spurcat, stai într-un loc spurcat, toate energiile acelea sunt negative și îți stă viața peste cap și te trezești singur, te trezești în pagubă, te trezești cu necazuri. Aici pare de aceea e nevoie de preot, da? Să facă o feștanie, să citească, să îmblânzească puțin aceste energii, să le curețe, să vă curățați energiile, poate. Dragoste, să vedem. Dar totuși voi aveți noroc. Noroc poate să descoperiți, noroc poate să scăpați dintr-o situație negativă, noroc și pe alte planuri care să aveți succes. În surprizele. Surprizele sunt bune, cu toate că foarte bune chiar. Vă pot veni vești de câștiguri, respect mai, un succes amoros. Dar pentru unii poate să fie și un succes amoros cu cineva care va trăda, va înșelat, puteți să vă împăcați. Sau poate să apară o nouă relație cu cineva care e în dificultatea de a alege sau voi veți fi puși în dificultatea de a alege ori cu cine să faceți o relație, ori unde să vă duceți, ori de servici poate fi, că aici pot care legătură și cu banii, cu norocul, și cu credința are aici, poate trebuie să vă, poate aveți dificultatea de a mai crede.
și trebuie să vă încercați să fiți mai siguri pe voi, să aveți mai multă încredere, că va ieși și aici preotul. Trebuie să credeți, să aveți multă credință, să vă rugați, poate să vă curățați energiile, să vă duceți poate chiar la preot, la biserică, că veți avea noroc. Deci văd că și pe surpriză vouă vă vin într-adevăr reușite, succes. Poate pentru unii chiar o propunere în căsătorie sau o propunere de un alt serviciu. Poate veni sau un eveniment, o invitație la un eveniment poate fi. Da? Sau chiar să vă mutați cu partenerul, cu partenera, vă declară dragoste aici, pare că sunteți într-o perioadă de fidelitate, de fericire, de noroc, de ocazii favorabile care pot veni pe neașteptate, deci cu tot răul care este, poate prin credință reușiți să depășiți cu bine toate aceste energii care sunt în contradictorii, să zic într-un fel. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem la a treia variantă cum va fi acest weekend, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, cine... Ce va fi în casă? Ce va fi în afara casei? Ce metal da în dragoste și să vedem surprizele acestui weekend. Se grăbește și la voi un obstacol. Un obstacol aici, o întârziere. Nu neapărat că nu se vor îndeplini dorințele. Vă vin poate legat de bani, poate legat de câștiguri, de servicii. Aici poate că aveți nevoie de niște sfaturi, să cereți sfaturile, sau poate că cineva vă va cere vreun sfat, vreo părere, să zic așa. Vă cere cineva părerea. Să vedem. Reușită, văd aici, că totuși pentru voi poate apărea o reușită. O reușită de bani, de câștiguri, de dragoste, în dragoste, chiar o consolare, cu toate că poate fi o enervare, un stres, o întârziere, ceva. Poate să pierdeți autobuzul, spre exemplu, să nu ajungeți la timp într-un loc, dar până la urmă rezolvați. Dau un exemplu, sau se strică vremea și mai trebuie să mai așteptați puțin să se oprească ploaia ca să ajungeți unde vreți voi, etc. Poate să fie o situație și de acest gen. Știți. Vă știți deja că ați avut o dragoste, v-ați îndrăgostit pe neașteptate sau ați avut o împăcare, o căsătorie. Mai știți și că ați avut ceartă, scandal, o pagubă, un dezastru care a venit pe neașteptat, o problemă de sănătate, ceva, un scandal mare în dragoste. Sau pentru că o dragoste nouă, da, ați avut un scandal, poate și acest lucru, depinde la caz, în caz, în orice caz, sau că aveți niște rivali și care vă fac viața grea pentru că voi aveți o relație, o dragoste, aveți un succes, un contract, ceva nou în viața voastră ați avut și sunt persoane care încearcă să vă pună în dificultate, vă vorbesc de rău, vă fac scandal, vă hărțuiesc, etc. Aici pare așa o situație de dezastru care poate veni fie din interiorul casei, fie din afara casei. Vecini pot fi și alte persoane care le cunoașteți mai mult sau mai puțin. Acest lucru deja știți, nu știți că veți avea totuși o reușită. Trebuie să gândiți pozitiv aici, poate că e legat de sănătate. Aici nu știți, poate că vă veți însănătoși, veți primi niște vești legate de sănătate sau mai trebuie să mai aveți răbdare pentru a vă însănătoși, că vă veți însănătoși, trebuie să gândiți mai pozitiv. Pentru alții poate să fie vorba și că veți avea așa un weekend în care vă veți simți poate și mai deprimați, dar vă veți simți și bine, va fi cu suișul și cu urâșul. Mai poate să fie și că dacă aveți vreo petrecere în acest weekend, poate că e bine să fiți mai prudenți cu ceea ce consumați, să nu vă treziți că nu vă simțiți prea bine la un moment dat. Sau cineva poate vă va dezamăgi, poate și acest lucru, ceva, cineva. Sau treceți într-o perioadă de tristețe, dar până la urmă vă veți îmbunătăți starea psihică, să zic așa, și de singurătate, tocmai pentru că apar poate niște vești de niște prietenii sau un eveniment, ceva, sau veți avea voi o stare de spirit mai bună. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Că veți avea un mare succes, o ofertă de muncă, de servicii, un contract, o scrisoare, cineva care vă protejează sau chiar persoana iubită vă împăcați, vă ieși împreună, vă caută, vă scrie sau veți cunoaște pe cineva nou care vă va da vești bune, care vă va spune lucruri frumoase, care vă va face daruri, cadouri sau vă vin propuneri de contracte, de servicii.
În casă, da, în casă, într-adevăr, aici trebuie poate pe petrece și, într-adevăr, aveți pe cine niște dușmănii. În casă sau pentru casă, poate fi. Poate fi din casă aceste persoane sau din afara casei. Aici, poate și din cauza unei aventuri, pot fi, sau cineva care vrea cu voi o aventură și vă face viața grea, vă scoate vorbe pentru că vrea să fiți, poate să aibă aventuri cu voi sau pentru ca să deveniți o persoană de aventuri. Vă strică imaginea, o femeie văd aici, dar și niște bărbați care exagerează din cauza unor aventuri sau sunt ele aceste persoane aventuroase, își fac speranțe. Își fac speranțe cu voi că pot să vă folosească sau pot să să vă creeze un dușmănii, să vă creeze probleme, poate și acest lucru, dar voi trebuie să fiți cu gândire pozitivă, să încercați să fiți mai fideli. Poate unii dintre voi vreți să plecați undeva și pentru această ieșire cineva încearcă să vă strice imaginea, pot apărea certuri, discuții, intrigi, bârfe. În afara casei, da, și în afara casei, prudență, pe sănătate, pe rivali, aici atenție pe pagube, puteți să pierdeți niște prietenii, sunteți într-o perioadă poate de dificultăți de a-i face drumuri în afara casei sau aveți niște rivalități pentru în afara casei, fie că legate de servici, fie că legate de sănătate, fie că sau și una și alta, văd aici atenție la o pagubă poate în afara casei, că văd aici sau la persoane care au de-a face cu legea. Da, aici, atenție dacă aveți probleme de sănătate, de sarcină, aici poate și aici trebuie să fiți mai prudenți, că pot apărea niște neplăceri. Întârzieri, stres, obstacole, discuții, poate și pentru că voi sunteți o persoană mai mândră, mai orgolioasă, mai o persoană care nu acordați atenția oricui, e și firesc, nu pot trebuie să fi tot, sau nu poți plăcea tot oricui, așa cum nici tine nu-ți poate plăcea oricine, nu ești obligat, n-ai nicio obligație, etc. Da, deci, din păcate, sunt persoane care nu înțeleg acest lucru și de aici vin și niște dușmănii, neplăceri, că sunt persoane care sunt limitate sau rău intenționate și atunci poate că e bine să fiți mai prudenți, că văd aici așa o situație de agresivitate, de ostilitate, de singurătate, de orgolii, de niște obstacole care pot apărea, pierderi de prieteni, da? Și în dragoste văd că și aici poate să... E un dezechilibru și aici, în dragoste, poate trebuie făcut o clarificare sau poate pentru unii poate apărea chiar vestea unui deces. Deci din partea unor persoane care vă iubeau totuși sau țineau la voi sau pe care voi le apreciați, le iubiți, că aici e vorba despre dragoste. Sau poate că va trebui să faceți o întâlnire cu niște prieteni sau cu familia pentru a clarifica niște lucruri. Vor apărea niște vești, pot veni chiar de la persoana iubită sau poate apărea și ceartă și împăcare, despărțire. Da, aici totuși mai multă, poate mai multă prudență pe sănătate sau pe socializare, pe... poate trebuie să fiți voi cu o gândire mai pozitivă, că văd într-o stare așa, văd aici mai deprimantă, poate și pentru că a fost o ceartă sau că aveți dușmănii sau pentru că vor apărea, dar va trebui voi să fiți mai prietenoși sau mai blânzi, mai iertători, mai clari, să nu luați în seamă sau nu, să nu luați totul personal, pentru că ceea ce spun alții, ceea ce fac alții nu este problema voastră, este problema lor. Nu spun nimic despre voi, spun totul despre aceste persoane, ce fel de persoane sunt, ce caracter au. Da, deci, și atunci ca să voi să puteți depăși această stare, această inamiciție, această ostilitate, dificultate, este bine poate să fiți puțin mai optimiști, să fiți puțin mai detașați de problemele altora sau de caracterul altora, să zic așa, ca să nu îl luați voi totul prea în tragic. Surpriza. Și surpriza, într-adevăr, sunt niște obstacole aici. Poate are legătură și cu o casă, cu un serviciu, cu o familie, cu niște moșteniri, poate, sau ceva legat de vânzare, cumpărare. Are legătură cu niște interese materiale. Aici pot apărea niște enervări, stres aici, poate și din cauza unor persoane care nu sunt sincere. Vă trebuie vouă ca femeie, poate, sau ca și bărbat, mai multă înțelepciune, prudență, răbdare. Pentru că e posibil să fie aici niște interese materiale legate de niște afaceri imobiliare, în care poate fi implicată și o femeie mai în vârstă, și un bărbat afacerist și alte persoane care se comportă cu voi, este tocmai pentru că le fac jocul acestor persoane.
posibil și acest lucru altor, alții poate să fie că voi așteptați poate niște vizite, să faceți niște vizite, să faceți niște contracte sau pentru servici sau să aveți împăcare, armonie cu persoana iubită, dar vă trebuie mai multă răbdare și înțelepciune, prudență. Să nu fiți nici naive, dar nici să răspundeți la provocări, da? Sau să nu fiți prea grăbiți, ci să aveți mai multă răbdare. Poate să mai cere și o altă părere, poate depinde de la caz la caz, dacă aveți ceva nelămurire, etc. Cam astea sunt energiile care le văd prin intermediul acestor cărți de oracol pentru acest weekend. Eu sper că v-au plăcut aceste etalări în trei variante cu cărțile de oracol și că veți avea un weekend reușit din toate punctele de vedere. Acestea sunt doar energii generale, nu este că se va și întâmpla ceva din ceea ce ești aici mai puțin plăcut. Eu vă doresc la toată lumea să treceți doar prin lucruri plăcute, să aveți doar evenimente plăcute, lucruri extraordinar de frumoase să se întâmple în acest weekend pentru voi și în general. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați videorile mele la canalul meu de YouTube, Crista Rod. Vă mulțumesc că vă înscrieți la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc celor care sunteți deja înscriși și vă doresc în continuare weekend plăcut și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!